Libienii din Tripoli nu au închis niciun ochi noaptea trecută în a cincea noapte de război. Ore în șir s-au auzit explozii și focuri de armă din toate direcțiile. Se pare că și orașul Misrata a fost atacat. Acolo armata lui Gaddafi ar fi bombardat un spital. Tripoli a fost ținta rachetelor coaliției pentru a cincea noapte consecutiv. Potrivit autorităților, mai mulți civili au fost uciși și răniți în urma atacului aliaților. Reprezentanții Pentagonului spun însă că nu au făcut victime printre oamenii nevinovați. În tot acest timp, acțiunile aliaților în Libia iscă discuții tot mai aprinse. Наносятся удары по всей территории страны. Как же можно с целью защиты мирного населения выбирать такие средства, которые приводит к увеличению жертв среди мирного населения. Gaddafi has a decision to make, and the people around him each have decisions to make. The quickest way for him to end this is to actually serve the Libyan people by leaving. Însă acest lucru nu se va întâmpla prea curând. Gaddafi și susținătorii lui sunt pregătiți să lupte până la moarte. تدخل اجنبي او عربي في الشؤون الداخليه ونحن جنود مقاتلون لثوره الفتح العظيم في وسط الميدان وامبيانك يا اخوان. Explozii și focuri de armă s-au auzit noaptea trecută și în Misrata. Se pare că armata lui Gaddafi a bombardat un spital.